Faza e în felul următor, că eu un pic am îmbătrânit. Adică e normal, așa e viața. De vreo 3 săptămâni, păi așa mă doare spatele, nu mai pot să mă plec, nu mai pot să stau în pozițiile în care stăteam anterior, dar face parte din viață. Îmbătrânești, crești, te schimbi, îți schimbi gândirea și cel mai important, îți schimbi gusturile. Încep să-ți placă altfel de lucruri, cum ar fi, de exemplu, scaunele astea confortabile din Volvo și siguranța care ți-o inspiră. Și nu numai că ți-o inspiră, pentru că Volvo e o mașină sigură. E un tank suedez pe care eu astăzi vreau să vi-l prezint, să vedem ce plusuri, ce minusuri are, să vedem care e falza cu Volvo S90 și mulțumită celor de la Webcar, am și mașina asta aici. Putem să facem vlogul ăsta, tot ce mai trebuie să faceți ca să fie perfect, îi să dați un like, ding, și să urmăriți până la capăt. Atunci când îți iei permisul și ai 18 ani, tot ce vrei să faci e să mergi tare, gen Schumacher, cine? Da, tu e Schumacher. Și după ce îmbătrânești, pentru că astăzi o să vorbim destul de mult de bătrânețe, vrei ceva mai sigur, pentru că te coci la minte. Nu e un lucru rău să cauți siguranță. Adică, uitați-vă câți șoferi varză și duși cu pluta îs la noi pe drumurile din țară. Bă, dacă nu, hai să mă pă mai arăt ceva, bă. Ia uitați, mă, aici. Uitați cum se conduce, bă, este în spate. Suntem pe autostradă. Am oprește, stinge să nu ne poată să chem. Și Volvo își pregătește mașinile astfel încât să fie cât mai bune la accident. În cazul în care faci accidentul ăla, să nu ai nicio problemă. Ce fac eu aici? Mă chinui să deschid capota pentru că vreau să vă arăt motorul, dar mai interesant decât motorul, vreau să vă arăt o dotare de siguranță pe care Volvo ăsta o are, care e super impresionantă, bineînțeles, mă chinui cu deschisul capotei. Vedeți? 2.0 dieselul ăsta, care îl apăs și are un burete aici. De ce credeți că are buretele ăsta? Pentru că atunci când lovești un pieton, dacă el sare pe capotă, capota se deformează, dar cât? Cât îi permite componentele de sub capotă. Dacă ai un motor cu capac tare, nu se mai deformează capota. Și îi rup la om spatele și după aia îl doare, ca pe mine. Și atunci Volvo s-a gândit până și la chestia asta, ca să facă mașina cât mai sigură și pentru pasageri, dar și pentru ceilalți participanți la trafic. Fie că se-i pietoni, alte mașini, biciclete sau furnici. Motorul, apropo, e un 2.0 diesel de 235 de căluți, și mașina e all-wheel drive 4x4 permanent, tot ca și plus de siguranță, e de tare extra opțională, adică nu vine standard cu 4x4, dar și cu ce vine standard? E cu farurile astea cu LED care arată genial și Volvo le consideră măsură de siguranță. Să vezi bine noaptea e important, nu e o fiță, așa că trebuie pus standard. Și totuși, de ce e mașina asta un tank? Adică de ce nu e Audi A6 un tank, care e echivalentul unui Volvo S90? De ce nu e seria 5 un tank? Pentru că mașina asta are un șasiu atât de bine gândit, astfel încât în anumite zone are un aliaj, un aluminiu atât de dur încât nu-l poți îndoi cu nimic. Și în anumite zone are un aluminiu mai slab. Deci e super, super gândit șasiul, din nou, pentru o situație de accident. Tu să fii în interior, într-o capsulă super puternică în caz de ceva. Hai să deschidem un pic și portbagajul. Electric, bineînțeles. Care, bă, e adânc, e lat, nu e foarte înalt, deci să nu băgați. Nici nu știu ce să nu băgați în el. Băgați tot ce puteți. Și îl închizi tot electric, deci nu te mai chinui, n-ai probleme, nu trebuie să te apleci, să te doară spatele. Două evacuări, care un pic false, poți să bagi mâna aici, dar evacuarea reală e mult mai jos și mult mai în spate. Mie îmi plac foarte mult stopurile astea. Când a apărut Volvo ăsta, S90, ăsta e al doilea model de S90, pentru că primul e așa de bătrân că e aproape de o vârstă cu mine. Primul Volvo a apărut în 1997, dacă nu mă înșel, și apoi mult mai târziu băieții de la Volvo au zis hai să scoatem al doilea model, că e tare. În prezent se fabrică modelul facelift. Și două lucruri nu v-am zis. Unu, mașina are pachet Air Design, care asta înseamnă că arată mai bine, un pic la bar, un pic la portbagaj, și în interior, pe lateral.
o face să arate atât de demențial cum arată acum, mie chiar îmi place aspectul, e exact ce trebuie. Și doi, mă, mașinile Volvo sunt atât de sigure că nu înțeleg de ce nu creează și prezervative. Faza e că brandul Volvo e un pic pentru oameni cu multă răbdare, ceea ce eu nu am. Adică fiți atenți câtă răbdare trebuie să ai să deschizi suporturile de pahare. Ce? Adică tocmai am pierdut 5 secunde din viață. Se deschide destul de încet, dar partea bună e că fiți atenți ce frumos. Bineînțeles, extra opțiune, mașina asta are încălzire pe scaunele din spate și S90-ul, vă spuneam, deși competitorul Audi A6 are mai mult spațiu interior decât un A6 și decât un Serie 5, ceea ce e foarte bine. Probabil ați văzut deja sau n-ați văzut deja, dar aici are ventilația, nu-i centrală. Și tot așa ca și extra opțiune, ce avem aici? Niște perdeluțe. Plus că mașina are deja geamuri fumurii. Pe locurile din față și apropo la domeniul calitate, pentru că tot am comparat-o cu nemțeștile astea care ne plac așa de mult, din păcate Volvo, eu zic că e cu un pas sub la calitate. Nu-i primul Volvo pe care l-am pe canal, am făcut review și la XC90 și la ăla v-am arătat cheia care era frumos din piele, dar care s-a deteriorat destul de ușor. Văd și la asta mici urme, plus, da, tot ce vedem aici arată genial de bine, material moale, dar nu chiar așa de moale ca la un Mercedes. Chiar și aici văd multe linii, să zic așa, în piele, multe striații, care nu arată sănătos. Mașina are doar 50.000 de kilometri și fiți atenți, mă dau jos să vă arăt scaunul care îi striat bine, bine de tot. Nu știu dacă se vede, dacă reușește Ștefi să pună, dar avem și aici uzură, și aici, și aici, și aici, și aici. Și ai zice, bine mă, no, poate a fost șoferul gras. La o grămadă de Volvo-uri văd chestia asta, nu rezistă pielea bine în interior și nici la scaunul pasagerului n-a rezistat, pentru că și scaunul pasagerului are exact aceleași probleme. În rest, îmi place. Interiorul de Volvo e simplist, minimalist, cam ca și mobila de la IKEA, că și ai tot suedeză. Îmi place mult sistemul ăsta multimedia, pentru că are loc aici, are pur și simplu meniu ăsta în care vezi toate extra opțiunile sau opțiunile pe care le ai, pe care le poți activa sau dezactiva. Trebuie să pornim motorul ca să le avem pe toate disponibile. Uite, dai pe cameră, tac, ai camera. Sau dai, vrei să dezactivezi lane assist-ul, ai dezactivat lane assist-ul, asistența la parcare, să nu mai citească semnele. Blind spot monitoring, poți să-l dezactivezi, deci e fain că de aici ai acces la tot, cam ca la telefonele Android, știi, la care ai o bară de notificații și umbli și faci ce vrei tu. Aia îmi place foarte mult. Bineînțeles, are încălzire în scaune, încălzire în volanul ăsta care arată bine, cu padele pe volan, cu comenzi pe volan și virtual display care e not the best, not the worst. Nu e cel mai fain, nu e cel mai nașpa, e mediu, îmi place, head-up display. Și are boxe Bowers & Wilkins, care sunt extra dotare dacă vreți să vă luați vreodată un Volvo Bowers & Wilkins, e cea mai bună alegere. Îmi place foarte mult că suporturile de pahare sunt acoperite, pentru că mă deranjează când văd o mașină premium care nu are suporturi de pahare acoperite. Vreau să fie așa, vreau să nu se vadă nimic. Am eu nebunia asta, na, am eu nebunia asta. Hai să trecem și la test drive. La condus, dacă e o chestie care nu că nu-mi place, care mă enervează și nu mă așteptam de la Volvo, motorul ăsta D5-ul ăsta, dieselul ăsta, deci fiți atenți, vreau numai să las foarte încet și să fac plecări de pe loc, atât ai de gălăgios, numai un pic, încet plec de pe loc. Eu sper să se audă pe filmare, dar de zici că e un tractor, pur și simplu. Chiar dacă mașina e antifonată, pur și simplu zgomotul de diesel strică din confortul psihic pe care îl ai. Pe mine mă deranjează pur și simplu, adică nu-mi place cum auzi în continuu cum îți horocă e dieselul, dar probabil dacă cumperi un 2.0 benzină, e altă treabă. Deci nu pot să zic că îi devină toată mașina, îi devină doar motorizarea. În schimb, poziția la volan e confortabilă, stai bine, stai bine în scaun și după cum vă ziceam, e chiar un scaun care știe cum să te facă să te simți bine.
poți să ai probleme cu spatele și te simți bine. Nu e un scaun rigid, nu e un scaun într-o poziție rea, scaun cu memorie, bineînțeles, electric, care îl reglezi mai în față, mai în spate, deci ai confort, ai tot ce trebuie. Volvo e un brand premium. Chiar dacă vă ziceam un pic poate nemții peste, Volvo e peste japoneze la interior, uite. Mă și avertizează side assist-ul, de fapt lane assist-ul, că depășesc linia, deci trebuie să fiu atent. Am și head-up display, head-up display care vă ziceam, nu-mi convine, l-am oprit de aici. Poate nu-l mai vreau și zic, bă, nu vreau să mai văd head-up display-ul, a intrat aici și cu un singur buton l-ai oprit. Uite, pac! Nu trebuie să intri într-o grămadă de setări, să nu știi. Interfața asta e foarte intuitivă. Mașina are și moduri de condus de aici. Nu are modul sportiv, pentru că Volvo-urile nu sunt făcute să fie sportive, adică ce mod sportiv? Ai modul dinamic, care atunci când îl activezi, cutia stă un pic mai turată și nu poți zici că e mare diferență. Nu are suspensie pe perne de aer, are suspensie normală cu arcuri elicoidale, deci se schimbă comportamentul cutiei și cam atât. Dar mie îmi place mașina, e o mașină de drumuri lungi genială, e o mașină care te simți bine, e spațioasă, intră 4 oameni, intră bagaje și îți dă plusul ăla de siguranță, știi, bă, sunt într-un Volvo. Orice se întâmplă, eu sunt pregătit, îi bine, îți conferă libertate să poți să mergi cu ea și pe drumurile din România și nu-ți vine să mergi tare, să știi, mergi cu 80-90 și te bucuri de drum, e genul ăla de mașină care pur și simplu la mersul normal e genială, nu trebuie să tragi de ea, nu trebuie să o forțezi, mergi calm, relaxat. Exact de aia îi dau 4 stele din 5, i-aș fi dat 3 stele dacă nu era senzația asta genială de calm pe care o ai la volan, care te face să te bucuri de orice plimbare simplă, nu trebuie să mergi tare ca să te bucuri, mergi normal și te simți superb. Dar bineînțeles că vă puteți da voi și cu părerea. Eu am fost Andrei, dați un like, un subscribe dacă vreți să mă vedeți mai des, bate soarele aici de numai, așa că ne vedem la următorul. Salut!